Un avocat riscă pușcărie după ce ar fi pretins de la o inculpată 15.000 de euro, susținând că ar avea influența asupra unor magistrați de la Curtea de Apel Chișinău. Apărătorul i-ar fi propus astfel potențialei sale cliente să influențeze judecătorii, astfel încât să-i determine să adopte o decizie favorabilă pe dosarul în care era vizată femeia și să-l trimită la rejudecare în prima instanță. Я согласен. Это очень большие деньги. Здесь 15 лет Юлия собрала. Веришь? Я верю. Потому что я понимаю. 10 имела в доме, да. А 5 мои. Я не знаю, как это будет рассчитываться. Если у нас не получается, значит, мы должны пойти отбывать наказание. Mijloacele bănești pretinse au fost trimise sub controlul Centrului Național Anticorupție. Ofițerii de urmărire penală au așteptat acțiunile avocatului, iar rezultatul nu a întârziat. La scurt timp, Curtea de Apel Chișinău a emis hotărârea de a restitui dosarul în cauză în prima instanță pentru rejudecare. În urma acestor acțiuni, s-a decis desfășurarea perchezițiilor la domiciliul, biroul și automobilul avocatului. Bănuitul urmează să fie cercetat în stare de libertate. Persoana se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată. Un pretins major de poliție și complicele acestuia a fost reținut pentru șantaj. Potrivit oamenilor legii, în a doua jumătate a anului 2023, cei doi reținuți au șantajat un locuitor al capitalei cu vârsta de 20 de ani, de la care pretindeau 10.000 de lei. Bănuitul cu vârsta de 43 de ani din Chișinău a fost ajutat de către victimă cu diverse lucrări în gospodărie, o anumită perioadă, în schimbul unui automobil. După finalizarea lucrărilor convenite, însă angajatorul a pretins că tânărul i-ar mai datora și bani. Așa cum amenințările cu răfuiala fizică au fost ignorate de către tânăr, în schema de șantaj și-a făcut apariția un așa zis major cu vârsta de 30 de ani. Acesta și-a atribuit fals titlul la sugestia primului bănuit și a amenințat victima că intentează dosar penal pentru răpire de automobil. Iar pentru ca tânărul să evite pedapsa penală, pretinsul ofițer l-a determinat să semneze o recipiță, prin care ultimul se angajează să achite cele 10.000 de lei până la finele anului 2023. Victima însă a depus plângere la autorități. Prin urmare, oamenii legii au descins cu percheziții. La domiciliile celor doi șantajiști a fost ridicat inclusiv o armă de autoapărare cu bile de cauciuc și cartușe, telefoane mobile, purtător de informații, dar și peste 100 de litri de alcool etilic, ce urmează să fie supus expertizei. Ambii au fost escortați pentru audieri, iar pe parcursul investigațiilor, aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. O moldoveancă suspectată de proxenetism a fost arestată în Italia. Potrivit presei italiene, forțele de ordine au descins zilele trecute cu percheziții în mai multe locații din Treviso într-o cauză penală pornită pentru proxenetism. Pe caz este documentată o moldoveancă în vârstă de 35 de ani care ar fi pus pe roate afacerea. Serviciile sexuale erau prestate de tinere din Republica Moldova și România, tariful fiind de 150-200 de euro pe oră, iar prețul pentru o noapte ajungea la 2000 de euro. Jumătate din sumă era transmisă proxenetei, care asigura fetele cu loc de trai, hrană și îmbrăcăminte. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au găsit și lista clienților, în care sunt incluse numele a aproximativ 150 de persoane, printre care și oameni de afaceri. Conform informației preliminare, venitul lunar obținut din schema infracțională ajungea la aproximativ 100.000 de euro. Doi moldoveni aflați în căutare internațională au fost reținuți în Federația Rusă și extradați în Republica Moldova. Unul dintre ei, cu vârsta de 48 de ani, din Chișinău, era anunțat în căutare națională și internațională din anul 2022, fiind condamnat la 13 ani de închisoare pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale, care a provocat decesul victimei. Acesta în anul 2019, aflându-se într-un local din sectorul Ciocan al capitalei, fiind în stare de ebrietate alcoolică, în timpul unui conflict iscat cu un bărbat, l-a bătut cu bestialitate pe ultimul. În rezultat, victima a decedat. Cel de-al doilea reținut este un bărbat de 30 de ani din raionul Șoldenești, care în anul 2020, fiind în stare de ebrietate, a furat un autoturism. Atunci a fost condamnat la 5 ani privațiune de libertate și a anunțat în căutare națională și internațională. Ambii au fost readuși în țară pe calea aeriană și predați autorităților de drept din Republica Moldova.